În toate parohiile și mănăstirile din Patriarhia Română a fost citită pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei. Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au transmis că cinstirea Sfintelor Icoane este un act de mărturisire a adevărului întrupării Fiului Veșnic al lui Dumnezeu, dar și un îndemn la viață sfântă și la fapte ale iubirii milostive în orice loc și orice vreme. Pentru mărturisirea credinței ortodoxe, suntem datori să ne curățim mintea, să ne despătimim și să săvârșim fapta cea bună și dreaptă, să ne înnoim și să ne luminăm cu virtuțile, luând aminte la cuvintele Sfântului Apostol Iacob: credința fără fapte este moartă. În acest fel, înaintăm spre asemănarea cu chipul lui Dumnezeu cel Sfânt, la îndumnezeirea prin har, despre care Sfântul Grigorie de Nisa spune: fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți. Sufletul este pânza, virtuțile sunt culorile, iar Hristos este modelul pe care trebuie să-L pictăm. Prin sărbătoarea de astăzi, Duminica Ortodoxiei sau a biruinței drepte credințe, suntem chemați și noi să fim biruitori cu ajutorul Harului lui Dumnezeu asupra patimilor lăcomiei, trufiei sau mândriei din noi, care ne pândesc mereu, punând în locul acestora virtuțile smerenii și ale iubirii milostive față de oamenii din jurul nostru, pentru a redescoperi în ei chipul lui Hristos cel smerit. Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au mai afirmat că anul omagial și comemorativ 2021 oferă prilejul de a manifesta mai intens dragostea și dorul pentru frații români din afara granițelor țării, dar și ocazia de a arăta grija pentru cei trecuți din această viață. În acest context, reamintim că în anul 2021 se împlinesc 150 de ani de la prima serbare a românilor de pretutindeni, eveniment misionar și cultural care a avut loc în anul 1871 la Mănăstirea Putna, inițiat de poetul Mihai Eminescu și care s-a bucurat de participarea unor personalități precum scriitorul Ioan Slavici sau istoricul Alexandru de Xenopol. Împlinirea unui secol și jumătate de la acest eveniment va fi marcată și în acest an la ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în ziua de 15 august, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în scopul afirmării și consolidării unității românilor din țară și din afara granițelor și pentru întărirea legăturilor frățești, a comuniunii de iubire și a împreună lucrării spre binele comun al poporului român. Totodată, în vederea cultivării recunoștinței și a iubirii față de cei trecuți la Domnul, este datoria morală a fiecărui creștin ortodox de a pomeni la rugăciunea particulară, la Sfânta Liturghie și la celelalte sfinte slujbe pe cei care nu mai sunt printre noi, de a le cinsti memoria și de a ne aduce aminte de faptele lor bune, precum și de a îngriji și înfrumuseța mormintele lor, dar și monumentele eroilor români. La final, credincioșii au fost îndemnați să contribuie la colecta organizată în Patriarhia Română pentru susținerea Fondului Central Misionar al Bisericii noastre. Prin această colectă vor fi ajutate în mod special comunitățile parohiale din țară și de peste hotare aflate în dificultate și sunt susținute activitățile social-filantropice și educaționale prin care se păstrează identitatea spirituală și culturală a creștinilor ortodoxi români.